Potrivit unei propuneri legislative depusă la Senat, valoarea unui tichet de masă ar putea crește până la cel mult 13 lei, față de 9,41 lei valoarea actuală. Inițiatorii legii susțin că un tichet de masă nu acoperă valoarea unei mese de prânz, motiv pentru care o creștere ar fi binevenită. Valoarea actuală a unui tichet de masă este de 9,41 de lei. Nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz, în condițiile în care valoarea medie a unei mese de prânz este de 13 lei, iar în zone cu economie precară, cea mai ieftină masă de prânz costă 10 lei, în sistem de catering, nu la restaurant. Un număr mare de angajați se află în imposibilitatea de a avea o masă adecvată în timpul unei zile de lucru, fie ca urmare a programului de lucru încărcat, fie că nu au acces la achiziționarea unei mese. Astfel, această problemă rămâne o responsabilitate a statului și a angajatorului pentru a le oferi o masă decentă pe parcursul unei zile de lucru, au arătat inițiatorii. Un număr de 59 de parlamentari, PSD, PNL și UDMR, au participat la inițierea legii. Propunerea se află în consultare publică la Senat.